Ne-am pus în fața adunării generale și am arătat ce putem face pentru filiale și cum vedem dezvoltându-se atât filiala cât și orașul. Ce ne asumăm? Da. Și ce ne asumăm? O țintă pe care ne-am asumat-o este să luăm în următoarele alegeri locale 30% din Consiliul Local. 30%? Da. Păi acum ați avut 40. Corect, sunt europarlamentare, e N-am înțeles. Circumscripție națională. Ideea a fost, da, minim 30%. Deci, acceptați ideea că a fost un val și nu știm dacă se repetă? Nu neapărat a fost un val, dar fiind circumscripție națională, putea să toată lumea, ceea ce la locale nu o să se mai întâmple, așa cum ziceți. Deci discuția cu studenții, da, probabil. Și nu mai, eu mă aștept să fie și foarte mulți oameni care locuiesc în jurul Clujului, dar nu votează aici. E o dinamică demografică de care nimeni nu are date concrete, cine are buletin unde. Și asta se vede în tot felul de derapaje. De exemplu, este prelungirea Donat, unde oamenii aceia locuiesc în Florești, dar unde au buletinele. Și, evident, lucrează în Cluj, că îi vedem în trafic în fiecare dimineață. Bun, bun. Deci v-ați propus 30% să câștigați, da, alegerile sau să aveți 30%? Cu 30% puteai câștiga alegerile. Am înțeles. Și ce vreți să faceți cu puterea în Consiliul Local? Vrem să aducem Consiliul Local și administrația locală mai aproape de cetățeni. Asta înseamnă un proces de consultare a cetățenilor real, să prioritizăm proiectele astfel încât să aibă un impact real pentru cetățeni, nu doar să punem studii de fezabilitate pe hârtie și să le aprobăm. Și să le plătim. Exact. Și atunci chiar să lucrăm la proiecte, să stăm după primărie și să vedem de ce durează 2 ani de zile de la aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local până vedem studii de fezabilitate și să încercăm să grăbim partea de implementare. Noi, având cea mai multă experiență în IT, ținem foarte mult la partea de implementare și de cointeresare a oamenilor în proiecte și asta înseamnă că trebuie să avem un proces de implementare transparent și să oamenii să știe de ce facem un proiect, nu doar pentru că dă bine în presă, publicăm niște imagini frumoase, ci să fie proiectul implementat în mai puțin de 2 ani de zile. Sunt proiecte care se pot face mult mai repede, dar nu le vedem niciodată pentru că trebuie să facem alte studii în timp. Nu știu, e încă o întrebare la care încercăm să vedem. De ce nu vedem proiectele implementate? Pentru obiectivul ăsta, 30% câștigarea alegerilor, aveți un obstacol, adică un contracandidat, vedeți, există mai mulți competitori, luptați voi singuri, cum vedeți această competiție? Păi, dacă vă referiți la candidați, în primul rând, va urma să facem o competiție internă pentru desemnarea candidaților în alegeri. Vrem să fie, credem foarte mult în concurență și în abilitatea concurenței de a genera plus valoare. Și pentru asta vom porni o competiție internă pentru a stabili candidații atât la Consiliul Local cât și la primărie. Avem deja profilele identificate, urmează să pornim procesul intern, să publicăm regulamentul și apoi să se înscrie colegii pentru a participa în aceste competiții. Legat de competiția internă, iar legat de concurența de pe piață cu celelalte formațiuni, ce concurență ați identificat mai serios? Nu fac griji în mod principal de candidați și este mai important să construim noi pentru oraș și ce putem aduce noi în plus orașul. Nu vedem lucrurile doar cine mai e pe piață, ci e foarte important ca noi să reușim să aducem o plus valoare reală acolo. Încercăm mai puțin să ne preocupăm de ce fac ceilalți și ce marketing își aleg. Important e ca orașul să resimtă implicarea noastră și cetățenii să vadă că noi chiar facem proiecte care aduc o plus valoare orașului. Dar ce vreau să mai adaug ceva. Noi ne bazăm foarte mult candidatura noastră și practic noi ne bazăm pe faptul că suntem altfel. Acum trebuie să ajungem și la foarte mulți oameni să le arătăm că cu adevărat sunt altfel. Și am văzut 40% din oameni au dat peste 40% din oameni ne-au văzut ca o alternativă. Feedback-ul nostru după campania la europarlamentar a fost unul extraordinar. Atât din dezbaterile la care am luat parte cu ceilalți contracandidați, cât și din discuțiile pe care le-am avut pe stradă. Și în mare parte, exact cum a spus dumneavoastră, toți sunteți cam de vârsta aceasta, poate da, dar
Ce puteți observa foarte bine în USL, de exemplu, este că luptăm atât de bine și cu experți din afara organizației, cât și cu oameni de toate vârstele din interiorul organizației. Avem dezbateri interne, avem competiție internă pe bună și toate lucrurile astea pentru noi cumva creează cadrul pentru ceea ce suntem și ulterior vrem să arătăm și oamenilor că asta suntem și asta vrem să și facem ulterior. Iar experiența noastră în management cred că poate să aducă mare plus valoare pentru orașul acesta. Pentru management înseamnă că faci planuri pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung și pe care după aceea le prezinți oamenilor și nu vii să min, mă rog, să aduci aceeași discuție a metroului din Cluj, de exemplu, cu un an înainte de alegeri pe care o vedem deja de 20 de ani în Cluj, ci că vii și spui oamenilor real care sunt problemele, ce poți să faci, cum spuneam, pe termen scurt, mediu și lung și care sunt alternativele. Și mai mult decât atât, am aleg puțin de ce spunea Arpi, eu cred, și de fapt noi credem, că Clujul poate și merită mai mult. Nu știu de ce fugim tot timpul să implementăm lucruri pe care alții le-au implementat de 100 de ani, cum e, de exemplu, metrou. De ce nu ne gândim și nu ne uităm la lucruri mai inovatoare, dacă tot ne lăudăm cu faptul că suntem altfel și suntem un oraș care crește pe zona asta de inovație? Pentru că nu există doar alternativa metroului, există atât de multe alte lucruri pe care le putem aduce în discuție și ne putem uita, sunt implementate în alte țări. Dar pentru asta trebuie să vii cu o viziune care este cumva fără frică. În sensul că noi suntem și venim și spunem că nu trebuie să fugim după ce au alții de ani de zile, ci de ce să nu fugim înaintea lor. Și cred că entuziasmul ăsta vine și din faptul că mulți dintre noi am văzut că în industria asta IT nu suntem deloc mai prejos, ba chiar din contră, unor suntem în fața celor din vest. Se poate să o facem și în alte aspecte. Și credeți că genul celălalt, deci voi veniți cu ideile acestea noi și cu cei politicieni proptiți de ani de zile, fie de dreapta, de stânga la Cluj, mai mult de dreapta, ar putea să fie învinși categoric cu... Da. Și să veniți să înlocuiți cam pe toți, pe cei... Da. Cu anumite viziuni, să zicem, mai conservatoare. Da, până la urmă am încredere că e o schimbare de generații care va veni mai devreme sau mai târziu și e parte din procesul de schimbare a României și de modernizare care nu mai poate fi dus înapoi. Chiar dacă vedem, uneori mai facem câte un pas în spate, revenim mai puternici, întotdeauna ca societate reușim să recuperăm mai repede. Dacă ne uităm doar la ce rapide au fost schimbările din ultimii 20 de ani, sunt convins că schimbarea clasei politice face parte din aceeași, mișcare de modernizare a României. Am încredere că nu mai poate fi dat înapoi și în același timp, odată cu această schimbare va veni și simplificarea legislației electorale, de exemplu. Normal e să nu avem chiar adresa pe buletin și lumea se poate vota acolo unde are, de fapt, unde trăiește și locuiește, să nu fie condiționat de un act unde își poate exercita el votul. În sensul acesta și avem un proiect de schimbare pentru implementarea rezidenței fiscale. Și vrem cumva să nu venim să spunem că le știm noi pe toate, ci din contră, noi venim și spunem că problemele Clujului sunt ale cetățenilor Clujului și drept urmare ei trebuie să participe cu noi atât la enunțarea problemelor cât și la găsirea de soluții. De asta avem, de exemplu, acum proiectul Probleme din cartier, care este la a doua practic ediție, da? A fost un eveniment pe care l-am avut în Mănășturi, acum sâmbătă va avea loc în Gheorgheni, în care mergem să vorbim cu cetățenii despre problemele lor și dacă ei vin cu soluții pe care le-au gândit deja, le vom prelua și le vom analiza și ulterior le vom închega în programul cu care vom veni pentru zonele respective. Pentru că noi nu credem, sau credem foarte mult în participare. Punct. Și noi am făcut același lucru în urmă cu 2 ani sau colegii acum mai curând de un an de zile. Trebuie să ne implicăm cu cât mai mulți în bunăstarea orașului acesteia și cumva asta este un alt pilon pe care noi ne bazăm toată candidatura aceasta și care venim în fața voastră acum. Puteți să vă implicați prin, adică cetățenii se pot implica prin a veni și să se înscrie în USR alături de noi, pentru că avem mare nevoie de implicare. Pot să se implice ca fiind pur și simplu să ne transmită nevoile lor sau soluțiile lor, să ne contacteze și să discutăm, să colaboreze cu noi cu anumite probleme sau practic apreciem toate zonele acestea de implicare.
Și credeți, o secundă, credeți că această schimbare pe care o sperați, o pregătiți, va ajunge de jos până sus în administrația locală, politica locală, adică de la Consiliul Local până la primărie, până la primar, sau... Noi încercăm să ne impunem valorile proprii, valorile partidului în Consiliul Local și în comunitate. Și printre principalele noastre valori sunt transparența și comunicarea și vrem să avem o relație bazată pe așa ceva cu comunitatea. Ca să adaug, cred că schimbarea va fi în toate instituțiile, dar în unele instituții va fi mai rapidă decât în altele. În sensul acesta și mă aștept să vedem o schimbare de mentalitate și în corpul funcționarilor, modul cum se raportează ei la puterea politică. Deocamdată vedem că multe instituții, de fapt, sunt subordonate puterii politice. În fapt, ei ar trebui să fie un corp de oameni care respectă reguli și dau tonul implementării și chiar atunci când puterea politică greșește, ei să fie cei care atrag atenția că lucrurile nu se desfășoară conform procedurilor. Asta ar trebui să fie, de fapt, și în primărie, unde ar trebui să avem funcționari și nu oameni politici. Dar vedem că de multe ori linia e destul de neclară acolo.